Voluntarii reghinenei programului de strategie națională pentru acțiune comunitară împreună pentru viitor și copiii cu nevoi speciale care învață la Reghin au repurtat un nou succes. Trupa de dansuri populare a obținut locul al doilea la concursul regional desfășurat recent la Târgu Mureș. Câștigătorii sunt elevii ai grupului școlar Lucian Blaga și adolescenți cu dizabilități ai Centrului Școlar de Educație Inclusivă numărul 3 din Apalina. N-a fost o competiție ușoară pentru că a reunit învingătorii etapei locale din 7 județe. Suntem foarte bucuroși pentru acest premiu. Considerăm, împreună cu coregrafii mei, doamna Emilia Muntean și domnul Pompiliu Ciupe, și împreună și cu voluntarii de la școală, că este o oportunitate de socializare, de integrare pentru copiii cu nevoi speciale. Consider că aceste activități extrașcolare constituie o oportunitate bună pentru elevi, să vezi laturile lui, dincolo de latura pe care o manifestă la ore, deci dincolo de învățat. Efortul cel mare aparține concurenților, însă și cadrele didactice care i-au pregătit și au dat toată silința. N-a fost doar muncă asiduă, ci și plăcere și distracție de ambele părți. De fapt, aceasta este esența colaborării dintre liceeni și copiii cu nevoi speciale. A participa la un astfel de concurs înseamnă muncă multă, repetiție multă, dar înseamnă și bucurie. În urma activităților desfășurate cu ei, în primul rând, am devenit prieteni, am devenit inseparabili și mergem și la concurs și câștigăm premii. Cred că mai mare bucurie nu există în lumea asta decât să-ți ajuți semenii, dar în același timp ți se schimbă și personalitatea deoarece te dezvolți. Colaborarea cu elevii Centrului Școlar de Educație Inclusivă nu este singura activitate extrașcolară a liceenilor de la Lucian Blaga. Membrii trupei de dansuri populare se pregătesc și pentru alte concursuri. Cel mai apropiat va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, la Cluj-Napoca. Este intitulat Flori de Mai. Liceenii vor fi însoțiți de această dată de Orchestra Școlii de Muzică.